M-a făcut curios cursul care l-am urmat cu cei de la Predauitor. Acel curs de Scratch, urma să iau clasa a 5-a. Știam că va fi o altă abordare a predării informatice și TIC-ului pentru cei mici. N-am mai avut clasă de gimnaziu, nu știam cum să abordez. Și de aceea m-am înscris la cursul de Scratch și mi s-a părut tare ok acel curs. Și m-am gândit că dacă cursul a fost așa mișto online, totul s-a terminat în câteva ședințe și din care am rămas chiar cu ceva, am zis că și ce urmează s-ar putea să fie la fel. Și chiar a fost. M-a impresionat așa mult, într-un mod deosebit, m-a impresionat poveștile aduse de cei cu care am interacționat. Atât cei de la Electronic Arts, cât și alții cu care am interacționat, cu care m-am întâlnit pe parcursul acestei săptămâni, toți spuneau că, adică majoritatea spuneau că n-au fost niște elevi wow la școală, n-au fost niște olimpici, performeri, ci au fost niște elevi normali, modești chiar în anumite, pe anumite părți, dar pe anumite discipline, dar care au reușit în viață. Și-au descoperit acel talent, acea valență pe care o are și au mers în acea direcție și iată că acum realizează lucruri fantastice. Voi schimba modul de predare, cu siguranță, începând cu cei mici, în special, și îi voi... și nu numai cu cei mici. Voi încerca să-i fac să lucrez în echipă. Până acum era o abordare așa singulară, fiecare cu calculatorul lui sau fiecare cu nota lui, cu sarcina lui. Aș încerca să-i pun să lucrez în echipă. Știam cumva despre chestiile astea. Un fost profesor pe care l-am avut în facultate spunea că știa că sunt profesor de liceu și spunea că știi, elevii care vin de la liceu nu știu să lucreze, care vin la noi după liceu, nu știu să lucreze în echipă. Iar programarea e o muncă în echipă. Să comunice bine, să se accepte unii pe alții. Au nevoie de câte puțin din fiecare materie. Nu există o materie mai puțin importantă, alta mai importantă. Chiar vedeam la... spuneau băieții de la Electronic Arts că acea animație 3D trebuie să ai și științe de biologie și de anatomie, de fizică, cum se mișcă un corp, deci toate, cred că toate sunt importante. Câte puțin, nimeni nu va deține cunoștințe absolute despre tot, dar din fiecare, o cultură generală, cred că e necesară. Cred că e rolul oricărui profesor, dar în cazul nostru, celor de informatică, trebuie să învățăm să îmbine teoria cu practica. Dacă la, știu, română citește, la matematică face calcule, aici la informatică trebuie să aplice în programare toate multe noțiuni care le învață la celelalte obiecte și să-și dobândească acele skills-uri, acele
abilități de a utiliza un calculator, de a utiliza un mediu de programare, de a scoate un produs din mâna lor până la urmă, că mai ales cei care vor să meargă chiar către facultăți de informatică, de ce vor? Pentru că vor să-și facă din asta o meserie, să facă un produs, să vând un produs. Am mai multe idei. Aș vrea să fac la mine la liceu, aș vrea să introduc un opțional, să vin cumva în ajutorul elevilor care vor să vină către partea asta de dezvoltare de programe, să fac un opțional de Unity sau de Python. Deci ceva să... Bineînțeles, voi alege împreună cu ei ce și-ar dori ei să facă, nu ce vreau eu. Să le fie poate mai ușor sau să înceapă chiar dezvoltarea din liceu de anumite produse mici cu care să se obișnuiască și apoi în facultate să le vină poate mai ușor să se descurce. Și de ce nu să pună bazele unei afaceri. Este altceva decât am învățat până acum. A depășit orice așteptare acest program. Nu mi-am imaginat să fie așa. Bine, am terminat și de mult facultatea, am vreo 20 ceva de ani de predare în învățământ. Erau alte metode pe vremea aceea. Am mai participat la cursuri de formare, dar strict formare profesională, un alt program, un alt mediu de dezvoltare. Dar aici am fost învățat un alt mod de a preda, un alt mod de a-i face pe copii interesați de această disciplină. Și cred că mulți colegi de-ai mei, și nu numai de informatică, ar trebui să treacă printr-un astfel de accelerator. O frază, un cuvânt uimitor.